Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Andreea Visu și astăzi v-am pregătit o surpriză. Vă așteaptă un interviu cu puștul de doar 11 ani care a fost acceptat la Academia de Fotbal a Barcelonei. Da, ați auzit bine? Acesta va juca pentru grupele de juniori ale catalanilor. Este poate cel mai mare fan al Barcelonei din România, are toate rândurile de echipamente ale catalanilor, are poze cu aproape toți jucătorii Barcelonei și a pătruns de două ori pe teren să-l îmbrățișeze pe Messi. Asta după ce a făcut poză cu Messi în trafic. Eu vă invit să urmăriți interviul cu Radu Șoacăte. Doar 11 ani are acest puști și va juca pentru Barcelona. Desigur, visul lui cel mai mare este să ajungă la prima echipă a Barcelonei. Noi îi ținem pumnii și vă invit să-l ascultați pe simpaticul meu invitat. Bună, Radu! Am auzit că pleci la Barcelona? Da. Cum așa? Păi, acum două luni am plecat acolo să dau niște probe pentru ei și am reușit chiar să le și primesc. Și cum ai primit vestea? Cum ai reacționat când ai aflat? Păi, când am aflat, eu eram afară, mă antrenam și când am auzit am fost foarte uimit. Bănuiesc că te-ai bucurat, ai dat petrecere în ziua aia. Da. Dar de unde dragostea asta pentru Barcelona? Am înțeles de la tatăl tău că ești fan înfocat Barcelona și Messi. Da, păi eu de mică m-am obișnuit să mă joc cu mingea și încet, încet am aflat și de Barcelona și am început să-mi iau echipamente, mingi și așa a început totul. Și întâi te-ai dus la fotbal aici, la noi, nu? La ce echipă joci? În acest moment joc la Stars Brăila de aproximativ 6 ani. Oho, bun. Pe ce poți joci? Joc mijlocaș central. Acolo te simți cel mai bine? Da, meu preferat acela e. Bănuiesc că mai dai și goluri, nu? Da, sunt mai ofensiv, nici chiar așa defensiv. Și ai o bucurie specială la goluri? Nu am. Revenind la Barcelona, cum au fost probele acolo? Păi, probele sunt cam așa. La început îți iei un coleg și începi să pasezi cu el, te acomodezi cu mingea, iar după aceea faci niște jocuri ca un fel de mini-fotbal. După la final joci fotbal 5 contra 5 și cam asta e tot. Câte zile te-au ținut în probe sau cum a fost? A fost o singură zi? A fost o singură zi și a fost ca un antrenament de o oră. Atât. Și după aia, peste câteva luni sau cum? Ai peste primit... o lună, da, peste o lună, îți spunea. Da. Când ai fost tu acolo? Eu am fost acolo de 8 martie. Pe 8 martie am fost. Deci, și te-ai întors la timp înainte să izbucnească pandemia? Da. Nu te-ai chiar întors? Eu am venit pe 9 martie și pe 11... a început carantina. Și înțeleg că Messi este idolul tău. Da, este primul meu idol și da, îl urmăresc. Știu că l-ai și întâlnit. Da, l-am și întâlnit. Asta s-a întâmplat acum 2 ani. Înaintea unui meci de-al Barsei contra Atletico Bilbao. Și prima dată l-am întâlnit pe stradă. Era în mașină și am avut norocul să-mi deschidă geamul și l-am atins, iar după aceea, după ce s-a terminat meciul, am vrut neapărat un autograf și am sărit pe teren. Ai avut curajul ăsta să sari tu pe teren? Da, am avut și cam asta a fost. Păi și nu au venit stewardii după tine? Ba da, au venit, doar că acolo era un bodyguard în care a spus că aștepte ca Messi să-mi dea autograful. După ce mi l-a dat, eu l-am îmbrățișat, iar după aceea au venit și m-au dus la tatăl meu. Da, te-a recunoscut Messi după ce dimineață sau, mă rog, în ziua respectivă l-ai oprit? Da. Te-a recunoscut? Da, m-a recunoscut.
A râs chiar când m-a văzut. A zâmbit. Păi și tu ce ai simțit în momentul ăla când l-ai văzut, l-ai simțit pe idolul tău lângă tine și pe teren? Hai, una e când îl vezi în trafic, să zicem, dar pe teren acolo omul era după meci, nu? Da, după meci. Păi atunci când l-am văzut eu nu vedeam nimic altceva în afară de Messi. Dar am văzut că ai poze și cu alți jucători de la Barcelona. Da, am și cu Iniesta, Rakitic, Artur Melo, Busquets, Coutinho, mai ai vreun preferat în afară de Messi acolo? Da, în acest moment e Suarez și mai e și Griezmann. Dar am văzut că Suarez nu ți-a deschis geamul. No, nu. El e mai așa, mai, cum să zic, mai privat. N-ai fost dezamăgit? Am fost, dar mi-a trecut repede. Din moment ce în acea zi am făcut poză cu Iniesta, nu am mai fost. Ești un băiat norocos că ai ajuns să ai atâtea poze cu starurile Barcelonei. Da, sunt foarte norocos și chiar sunt mândru de asta. Și am înțeles de la tatăl tău că deja îți caută școală în Barcelona, vă mutați cu toții. Cum crezi că o să fie? Nu o să-ți fie greu să te acomodezi acolo? Păi, părerea mea este că o să fie destul de greu, dar încet, încet mă voi obișnui. Mm-hmm. Nu știi spaniolă, nu? A, nu. Chiar da, se învață repede. Da, se învață repede. Mm-hmm. Ce crezi că o să fie cel mai greu când o să fie acolo cu toții, până la urmă, juniorii Barcelonei? Că este destul de dificil să ajungi ca român sau ca străin în curtea Barcelonei. Da, probabil că cel mai greu o să fie să fac prieteni, dar asta la fel, de repede poate să se întâmple. La fotbalul românesc te uiți? Nu prea, decât la meciurile naționale. Și ai un preferat de la națională? L-am pe Ianis Hagi, e preferatul meu. Și din străinătate, așa, ce echipe mai urmărești? Ce jucători îți mai plac? Păi, îmi place Mbappé, Haaland, Neymar. Ăștia care... Da, Neymar, care sper să se întoarcă la Barça. De ce vrei să se întoarcă? Păi, el este unul dintre fotbaliștii mei preferați de când joacă la Barça și mi se pare că fără el, Barça nu mai este ce era. Tu ai doar 11 ani, acum ești mic, mai ai de învățat multe în fotbal, dar te gândești că la un moment dat vei ajunge să joci pentru prima echipă a Barcelonei? Da, chiar îmi doresc. Acesta este primul meu vis, cel mai important. Cum ai intrat în fotbal? Cum ai intrat în contact cu fotbalul? De ce ți-a plăcut fotbalul? De ce nu handbal, de exemplu? Păi, eu când eram mic, aveam o minge și pur și simplu am început foarte mult să mă joc cu ea și de atunci cam asta se întâmplă. Și te-a dus tatăl tău la Brăila acolo la voi și ți-a plăcut la antrenamente, nu? Da, mi-a plăcut și am zis să ajung mare asta. Ăsta a fost primul tău gând? Da, să fiu mare fotbalist. Și ai fost de la început mijlocaș central? Da, de la început am fost mijlocaș central. Mai jucam și atacant, dar acesta este postul meu principal. Și antrenorul tău ce spune despre tine? Ce sfaturi îți dă? Știe că vei pleca? Da, aflat în acea zi în care am primit și vestea. Păi, antrenorul meu îmi dă sfaturile care îi le dă și celorlalți copii. Să fiu atent, să fiu... calm, să șutez, să pasez, să țin capul sus și cam atât. Cu sfaturile astea vei pleca și la Barcelona. Eu îți doresc mult succes și ție și familiei tale. O să bănuiesc că o să le fie greu și lor își lasă tot ce au în România să îți îndeplinească ție visul, nu? Da. Bănuiesc că ești foarte recunoscător și părinților. Mult succes, da. Radu. Mă bucur că am vorbit, că te-am cunoscut. Păstrăm legătura. Da. Multă baftă, îți ținem pumnii.
Mulțumesc! Acesta a fost interviul cu puștul nostru minune care va juca la Academia de Fotbal a Barcelonei. Vă invit să intrați pe www.prosport.ro, vă las link aici în descriere. Veți găsi acolo întreg materialul cu toate pozele, toate filmulețele, declarațiile lui, declarațiile tatălui, practic povestea lui Radu Șoacăte. Eu sunt Andreea Visu, vă mulțumesc că v-ați uitat, vă invit să mă urmăriți în continuare pe YouTube, Instagram și Facebook, unde încerc să vă aduc cele mai frumoase lucruri din lumea sportului și nu numai.